Salutare lume! Bine ați venit la un nou episod din Mamaia City. În acest Mamaia City care avem noi aici, avem o misiune foarte importantă de făcut, numai că o să ne trebuiască ceva și trebuie să luăm de la noi de acasă. Ce este acel ceva? Păi, să fim foarte clari, sigur că o să avem nevoie de ceva mai multă precizie. Ei bine, după cum știți, avem un telefon public la aeroport. Acest telefon public trebuie să ne vedem de căile noastre ferate, cum le facem. Ce vrem o băule? De acum încolo pe YouTube trebuie să folosesc mai expresii de genul, eu știu, băgate ar gogoașa în gură să-ți fie, chestii de genul. Trebuie să folosesc altfel de conjuncții, că acum YouTube banează orice căcat și nu mai trebuie să fac să înjur foarte mult. Adică nu neapărat trebuie să înjur. Păcat că nu pot să iau oamenii ăștia cu mine. Ar fi fost o chestie, gen să fi fost ca în San Andreas. Așa. Am început să fac jocuri pe telefon. Deci asta e vestea cea bună, iar vestea cea rău este faptul că din cauza calculatorului meu, care e foarte inteligent, bine că abia am reușit să salvez câteva chestii, o trebuie să iau totul de la zero. Și norocul meu că am reușit să salvez câteva salvări din jocurile astea și măcar jocul ăsta să fiu salvat. Ne-am salvat că e gravă situația. Credeți-mă, e gravă. No, și trebuie să facem gameplay-ul nostru de astăzi. O să fie destul de greu. O să vedeți că, na, poate din ce spune ăla pare prea simplă treaba, dar nu e chiar așa simplă dacă stăm să o gândim logic. O să vedeți de ce spun chestia asta. Ofițar, poliția să fie. O să fie o chestie aici care n-am înțeles-o niciodată. La aeroportul Constanța. Bineînțeles. Și acolo am... One check out of the check-in. Deci trebuie să luăm sniper rifle-ul. Și după cum vedeți, acolo o să fie o tipă pe balconul respectiv de acolo. Vedeți, se vede ceva puțin negru. Uite asta. Deci trebuie să vorbească cu un tip și efectiv să-i dea o servietă. Și noi trebuie să-l omorâm pe ăla cu servietă. Și să fugim spre Emo. Nu trebuie să ne vadă. Deci trebuie să păstrăm distanța. O să trag de undeva, de pe aici. Să înceapă asta să meargă. Hai. Hai. Hai, dragă. Hai, scumpa mea ce ești. Mergi, mergi cu picioarele tale de lebădă. Ok, bun. Îl vedeți pe ăsta? Ăsta e afaceristul. Ei, teoretic, trebuie să... Ungaria? What the fuck? A fost o chestie gen dacă mergeai cu avionul cu partea aia.
Bun, cum vărsește? Așa. Și amu. Pac. Una. Pac. A doua. Ce trebuie să facem amu? Apoi știți care... Știți care e proverbul ăla? Mai bine fugi. Mulțumesc, domnișoară. Ți-ai făcut treaba. Dacă aș avea eu norocul să iau poliția asta... Stați. Ia uite. Poți să trec prin sticlă. Era și normal că de nu mă omora pe mine dacă... Ok, bun. Amu nu mai contează de aici încolo. Mașina asta. Vă rog frumos, dați-mi mașina, da? E o urgență de gradul 10. Așa, bun. Da. Bineînțeles. Lasă că o să ajungem noi. Fugi, fugi! Nu trebuie să tragă mine! Eu am servietă. Ai, fac eu. Nu, nu, nu. Am o idee. Oare ăștia o să mai mă recunoască dacă mă bag în... Nu aici. Oh, fuck! Demet. Gat. Demet. Unde? A? Aia că căcați ăștia știu. Iar am o roată futută. Nu, nu, nu. Nu cred. Am toate. Și frumos, am toate roțile stricate. Am scăpat barem de... Deci trebuie doar controlat. Trebuie doar controlat, că se poate. Haide, pune-mă, care a tras? Trebuie doar controlat. Trebuie doar controlat. Da. Știu că se poate. Știu că se poate. Eu sunt sigur de asta. Da, eu chiar știu chestia asta. Nu mă uit în spate. Nu, nu, nu pe contrasens. Ghost, nu pe contrasens. Cum te-am învățat eu? Uite așa, uite așa. Da, bravo, bravo. Mexicani, n-am nevoie de mexicani. Nu trebuie să o iau pe aici, a? E cam greu în pula mea. Ok. Am ajuns, am ajuns, am ajuns. Yes, yes, yes. Ăla-i. Am trebuit să mă sune un telefon, ceva. Eu nu cred că e doar atât. Hai, frate, doar nu e atâta. Cred că trebuie să facem ceva să deblocăm aia. Game PC, fii atent, bă! Mare, trebuie să deblocăm ceva de aici. Ia stați așa, că am văzut eu o construcție aici care trebuie cumpărat. Undeva pe aici. Nu știu.
Îmi plac astea, să mor eu, uite astea, mașinile alea, chiar îmi plac, sunt foarte faine. Astea. Dar nu mai e, uite-o. Ei. Ei. Fac așa până când se spawnează, mă. Dar nu se spawnează. Bă, și nu avem nimic. Observați? Sau cumva trebuie să-mi cumpăr muniția, sau eu știu să mă întorc înapoi? Adică da, stai că trebuie să mă întorc înapoi, că am acolo toată muniția. Știi ce e partea interesantă? Acum nu mai avem niciun tip de misiune. Nimic. Ca și când aș fi terminat, dar eu n-am terminat încă. Știu sigur asta, n-am terminat. Nu știu ce trebuie să facem ca să o deblocăm. Mi se pare că trebuie să cumpăr aia cu înghețată. Știți de care zic eu, nu? Să vedem unde era. Mexicanii împuțiți, lăsați-mă dracu în pace. Uite asta. Asta. Cred că trebuie să cumpărăm ceva de aici. Am cumpărat. Bun. Asta, uite, fix asta, uitați. Bătrâna asta, frate. De ce are un sceptru de tunta camon după ea? Oide, ce cu mumia asta, mă? Are schizofrenie? Ce păcat ai? Deci eu cumpăr o chestie și aia e așa de psihopată. Doamne, ce psihopată, n-am văzut în viața mea așa ceva. Deci Are înghețată și aca. Are un teren cu înghețată. Și ea urăște copiii atât de mult. De ce ai urât copiii? Ce ai cu ei? Ok, bun. Și ce ar trebui să fac? Asta? Distribuitorul. User, Mr. Așa, destructional. Your assembly money to transplant on the shop, but you then transplant it make it a shop. A bonus on a shell left on the button of the play a jungle bullshit. Ok, bun. The local gangs is not appetite to your business. Ok, bun. Deci înțeleg că trebuie să fiu și... Um,
Vedem. Cine dorește înghețată la ora 12 noaptea? Bineînțeles. Cea mai idiotă chestie, să ceri înghețată la ora 12 noaptea. Hai, domnule, vrei înghețată? Nu vrei înghețată. Haide, capul meu. Serios? Hai, cine vrea înghețată? Cine vrea înghețată? Hai, doamnă, tu nu vrei o înghețată? Uite, uite, una bună de la mine. Domn polițist, tu... Oh, ok, ok. Ce? Dar... Bă, dar vreau și acum nu mai vreau. Haideți, oameni, haideți, domnilor, la înghețată bună. Înghețată de vișine, strugure, caramel, etc. Domnilor, vreți o înghețată? Haideți, am și o porție de bere pentru voi. Da, domnule, vrei tu o înghețată? Te rog, te rog, servește-te. Servește-te, domnule. Prima vânzare. Hai da, domnule. Servește-te și tu, domnule, din mirabolanta noastră înghețată. Mirabolanta noastră înghețată a lui Ghost. Primiți bere! Primiți bere, oameni buni! Veniți în coa! Primiți bere dacă mâncați înghețata noastră. Hai, avem și pornoșaguri. Haideți! La înghețată! Înghețata pe băți! Haideți la pornoșag. Uite, bă, bă, frate, ce le place pornoșagul ăștia. Cum să nu, cum să nu? Avem înghețată pentru toți, normal. He, he, ce? Ce e ilegal să vinzi înghețată? Oameni buni, ce e atât de ilegal să vinzi înghețată? E înghețată pe băți. Domn polițist, eu îmi vând înghețata mea, care e problema ta? Ia uite, bă, ce oameni răi, mă! Hai, domnișoară, am înghețată special pentru tine. Da, da, da. Hei! Cubanezilor, ce aveți, bă, cu mine? What the fuck? Ce aveți, bă, cu mine, bă, că sunt de partea voastră? Ia uite, bă! Ia uite, bă, ce oameni jici! Ok, deci să zicem că fast food-ul nu-i bun. Ce mai poți să faci, frate, legal în mamaia asta, mă? Când nu mai ai voie nici să-ți distribui înghețata, mă. Îți dai seama, mă, ce oameni răi. Ăștia sunt niște capsomani, diabolici. Cum să nu-ți vinzi înghețata ta care îți place foarte mult și e pentru copii? Deci nu pot să înțeleg. De ce? Ce ai cu înghețata? Înghețata cea mai bună. Mie îmi place înghețata. Vă place înghețata. BJ Smith, and you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to sell the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement. Ok, cumpărăm niște proprietăți. Ok. Am dat 50.000 de lei pe asta. Ok, bun. Și eu aici ce fac? Ok, deci aici sunt vânzător de Dacia. Iar aici, mă gândesc că aici jos e ceva. Ia să vedem. Ce e aici jos? Oh, frate, stai așa, mă.
știe aici. Yeah, avem parcări. Fii atent, avem aici de alea de curse. Și ce mai e aici? Ce e asta? Ah, aici e de aia de... să iei anumite modele, să le faci un fel de trafic. Ok, bun, hai să ne ducem la vila noastră. Deja m-am săturat la câte căcaturi am cumpărat, am făcut, am nu știu ce, am rămas și fără bani. Dar nu-i baia, am rămas cu ceva bănet după mine. Bun, o luăm pe aici. Ah, e atât de minunat în Mamaia, credeți. Stați, nu pe aici, pe aici. Pe aici trebuie să ajungem la celălalt pod, aproape sunt de el. Stai să fiu sigur la câtelea podie. Aici e. Bun, perfect. Ai, nu e nicio problemă. Deci, avem automobile, moca, avem... Deci am un service auto și o fabrică, și o fabrică de înghețată. Deci distribui și înghețata și, și automobil. E, perfect. Perfect. Deja o ducem. O ducem bine. De ce nu? Asta înseamnă să fii mare mafiot. Să ai viață, frate. Viața, am spus. Să ai valoare, să ai mașini, să ai de toate. Ai lume cam atâta pentru episodul nostru de astăzi. Eu sunt Ghostman și ne vedem data viitoare. Eu vă spun ciao!